Dumitru Dragomir, Mitică pentru intimi, patronul pentru numeroșii săi angajați, este un om cu o solidă poziție socială și financiară. Patron al cotidianului Sportul Românesc și al galeriilor de artă Dragomir, proprietar de magazine, aprozare, restaurante, discoteci și al unei mici fabrici de material sportiv. Are în urmă un trecut aventuros. Peste 30 din cei 49 de ani ai săi sunt legați de lumea tumultoasă a fotbalului. Și dacă anii de fotbalist la Universitatea Craiova și Chimia Râmnicu-Vâlcea sunt mai puțin relevanți pentru ce va urma, extrem de importantă este perioada de 20 de ani dintre 1970 și 1990, perioadă în care a deținut funcțiile de președinte la 6 cluburi de fotbal. Perioadă în care mulți dintre colegii de breaslă l-au apreciat ca fiind cel mai abil, cel mai descurcăreț, cel mai bun dintre ei. Perioadă în care Dumitru Dragomir a fost și arestat pentru fotbal, perioadă în care Dumitru Dragomir a fost unul dintre principalii actori și regizori ai spectacolului fotbalistic la români. Echipele conduse de Dumitru Dragomir au fost Chimia și Chimistul Râmnicu-Vâlcea, Fotbal Club Oradea, Viitorul Scornicești, Steagul Roșu Brașov și Victoria București. Astăzi, considerând că adevărul trebuie rostit, că nici el și nici fotbalul nu au de pierdut și crezând în forța purificatoare a destăinuirii, Dumitru Dragomir s-a hotărât să vorbească. Realizatorii Arenei AS, răspunzând provocării sale, i-au pus la dispoziție noua rubrică Exploziv. O rubrică, suntem siguri, incomodă pentru unii, dar poate necesară pentru alții. Timp de câteva ediții în serial, pentru telespectatorii Arenei AS se va da la o parte cortina de desubturilor fotbalului și vom asculta întâmplări adevărate, așa cum au fost trăite ele, cu bune și rele, cu haz și necaz, cu lumina sau umbra lor. Notăm că personajele confesiunilor ce urmează sunt reale. Multe se află printre noi și este sigur că vor urma reacții contradictorii, poate chiar de violentă contestare. Naratorul își asumă cu seninătate responsabilitatea asupra tuturor celor relatate. Deci, Exploziv la start! Dumitru Dragomir, un descurcăreț al vieții și arenei sportive și cele două decenii ale sale în vâltoarea fotbalului. Episodul 1. Haideți să începem povestea noastră de la momentul Râmnicu-Vâlcea, când de fapt v-ați despărțit de statutul de fotbalist și ați trecut spre cel de conducător de fotbal. Nu v-aș propune să nu minimalizăm faptul că m-am căsătorit de tânăr, pentru că cam asta este soarta tuturor futboliștilor din lume, nu numai din țara noastră. Și am făcut un lucru foarte bun. Cred că am avut un noroc extraordinar căsătorindu-mă cu soția mea, care mi-a dat doi copii. Dumnezeu și soarta a vrut ca să îmi lase numai un singur copil, dar pe traseu, dacă emisiunea vă va părea interesantă, o să ajungem și la acest episod. Deci, Râmnicu-Vâlcea. Domnule, la Râmnicu-Vâlcea m-am dus ca fotbalist. În 1967. Da. Unde eu am jucat aproape 4 ani. Dar această meserie de fotbalist este o meserie absolut înfiorătoare. Chiar și pe timpul meu se făceau niște antrenamente absolut extraordinare. La un meci de antrenament cu FC Argeșul, care armeanul i-a tot strigat lui Nedelcu să mă radă, m-a ras și mi-a rupt piciorul. Deci la antrenament? La un joc de pregătire, la un joc școală, la Râmnicu-Vâlcea. E, și de aici, domnilor, cred că începe adevărata aventură. Adevărata aventură care, și acum spun că o echipă de fotbal este mai greu de condus decât un județ. Dar ați făcut-o. De Râmnicu-Vâlcea mă leagă două succese extraordinare. Am câștigat Cupa României cu Chimia Râmnicu-Vâlcea și am promovat cu Chimia Râmnicu-Vâlcea pentru prima dată pe scena fotbalului românesc într-o manieră extraordinară. Și cu peripețiile câștigării
Cupei României, care, ce să vă mai spun eu, domnilor? Păi am înțeles că nu prea a fost ortodoxă, să spunem așa, metodele prin care Chimia a ajuns în finala cupei și a câștigat cupa până la urmă. Dar ce e ortodox în viața asta, domnul Stoica? Spuneți-ne câteva dintre momentele cuceririi cupei. Cum ați făcut-o? Domnule, prima dată a fost o glumă. Adică până am ajuns în 16 zecimile cupei României, totul a fost o glumă. Ei, de aici, când am văzut că se leagă și că echipa avea așa un schelet bunicel, am început puțin să lucrăm, așa se vorbește, să zic așa, în lumea fotbalului. Și ușor, 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 dar mi-amintesc numai un episod. Jucam cu FC Argeșul. Aici am avut eu un rol mai deosebit așa și am avut și puțină șansă. Cum ați câștigat totuși meciul cu Argeșul atunci? Domnule, ce să vă mai spun? Am umblat și noi peste tot, și pe la arbitri, și pe la câte un jucător, doi, că așa se obișnuia astea. Nu mai mi-amintesc, dar este ușor de găsit treaba asta. Bun, deci ați bătut Argeșul și ați mers mai departe și ați ajuns în finala, care a avut și o poveste cu cântec, cu siderurgistul Galați. Iarăși o echipă bună în acei ani. Domnule, atunci vreau să vă spun că în momentul când am ajuns în finală, toți de la partid au vrut să se implice și fiecare a aranjat câte ceva. Primul secretar a plecat direct la București și a stat vreo 3-4 zile până a pus arbitru. Alți secretari, era unul Ionescu, era altul Crețu, era Dinculescu, erau secretari care fiecare avea sarcină să rezolve câte ceva, adică unul să corupă arbitrii, alții să corupă federația, alții să corupă jucătorii, alții să corupă nu știu mai ce. Dom'le, asta este un adevăr ce eu vă spun acum. E, primul meci a fost un aranjament total de așa natură încât n-am putut să câștigăm. Deci deși meciul era aranjat, n-ați putut câștiga în finală cu siderurgistul. Da, în finală cu siderurgistul. A fost 1-1, parcă. 1-1, da, și conform regulamentului de la acea dată, la 3 zile se rejuca partida. În 3 zile n-a mai putut nimeni să rezolve. Ce să mai rezolvi în 3 zile? Totul s-a năruit la Râmnicu Vâlcea, la nivelul județului, au început să certe între ei și până la urmă a fost destrămarea echipei din conducerea județului datorită acestui meci, dar ca să vedeți ce este șansa. Dom'le, al doilea meci noi am jucat extraordinar de bine. Extraordinar, în care a jucat unul Iordache, un stângaci care ajunsese și pe la Dinamo și cu Goșgaru, absolut fenomenal. Și am câștigat la 3-0 meci curat, deci. Poftiți? Meci curat. Meci absolut curat. Urcăm puțin în timp, 1974, promovat în divizia A și joacă din nou în Cupa României până într-o fază avansată, o semifinală. Dar după numai 3 meciuri, Dumitru Dragomir este schimbat. Ăsta a fost destinul meu. În destinul ăsta se înscrie, deci, și scoaterea de la echipă în urma unui complot condus de cel pe care nu a să-l pusese să antrenor. Da, de unul din bunii mei prieteni actuali, de Dumitru Anescu. Eu îl pusese la antrenor și le-am dus la, am jucat la Constanța, unde am făcut 1-1. Și eu, pentru 7.000 de lei, am luat echipa și m-am dus cu ea să jucăm un amical la Făgăraș, cu Chimia Făgăraș la acea dată. Am venit acasă, am jucat cu Dinamo și ne-am bătut Dinamo pe drepte, avea o echipă extraordinară, cu Dumitrache, cu Lucescu, cu Dinu, cu... Nu, iar noi eram 3 scaieți să facem. Cu Nicușor, antrenor. Și am luat bătaie. După meci, s-a făcut o ședință la partid. Aveam prim secretar pe unul Dănică. Și acest Dănică a întrebat pe Anescu, cum a fost Toarșu, Anescu? Anescu i-a spus, Toarșu, uitați, noi am jucat la mare, unde am luat un punct prețios. Și Toarșu, președinte Dragomir, ne-a dus la munte. Și aici am dat peste cap ritmul biologic al organismului. Eu nu știu pe ce sunt astea, niște aberați, niște tâmpeli. Da? Da.
la care, păi atunci să-l dăm afară din funcție. Și am fost dat afară din funcție. Domnule, și după vreo săptămână așa, mi-am găsit sigur servicii. M-am dus la chimistul care era în divizia aici. Și aveau săraci o echipă amărâtă, băi de mama lor. Mi-amintesc acum nici echipament n-aveau. Domnule, eu recăram echipamentul cu mașina mea. Eu eram antrenorul, eu îi antrenam. Și conducătorul asociației. Și eu eram și președintele asociației. Eu centram, eu dam cu capul. În limbaj fotbalistic. Și chiar ați arbitrat unele meciuri câteodată. A, domnule, astea sunt niște cancanuri, domnule, cu chimistul ăsta, pentru că ce era atunci? Domnule, nu era o organizare ca acum în fotbal. Păi să vă povestesc o znoavă cu acest chimistul. Domnule, jucam cu cetatea Turnu Măgurele. Și la meci venise Rainea, arbitru care arbitra după masă pe chimia Râmnicu Vâlcea, echipa divizia, și observator federal era Nică Marinescu, Dumnezeu să-l ierte, că era un titan al federației, el ținea federația în mână. Și a venit la meci. Și, domnule, întâmplarea face că era minutul 80 și era 2-1 pentru adversar. Era un arbitru din București, unul Constantinescu. Am să vă dau și numele, pentru că, domnule, altfel lume, nu ne crede lumea, domnule. Era un Constantinescu, sărac în vârstă, un om. Și mă duc la el și spun, tată, te rog, dă-mi o mână de ajutor, mă pun ăștia de mâine iar la chimie și îți dai seama ce detent am, ce sar la cap început de mâine. Și asta în timpul meciului. Asta pe marginea m-am fugit în teren. La 2-1 pentru adversar. La 2-1 pentru adversar. Da. Pace și-o pune pe var. Aveam pe unul Petrica, se dă Petrica înapoi vreo 25 de metri și când îi trage una la vreo câțiva metri de peste bară. Se întoarce, că ce să mai fac acum? Mai pune o dată, te rog, s-a mișcat portarul. O pune iar pe var. Să dă iar Petrica înapoi și trage una, intră mingea în poartă, 2-2. Doamne, se termină jocul, plecăm la cabină. Dă-mi la cabină. Nică Marinescu cu Raina, au plecat, au văzut 2-2 scorul. Nu mai lăutare și ăsta, formația care era o formație foarte bună, venită la Craiova. Băteau în baterie și trebuie asta. Dar eu mă duc la asta, la Constantinescu și spun, domne, cred că te-ai nenorocit. Dar zice, păi de ce? Domne, a fost și Raina, a fost Nică Marinescu aici. Uite, ceasul meu și încă doi am pus să dea ceasurile înapoi cu 10 minute. Uite aici, ceasurile noastre. Dumneata ai terminat cu 10 minute. Între timp, jucătorii scoseseră din geam. El intraseră în baie. Ăsta, tu ești nebun? Doamne, te-ai curățat. Eu ți-am spus. Doamne, n-ai vrut să... Trebuia să mai ții, mai erau 10 minute. Ăsta se uită la tușier și eu le-am făcut la tușier. Ăsta, da, da, cred că are dreptate, domnule. Păi atunci ai să ieșim să continuăm. Ce? Nu s-a întâmplat nimic. Cum și i-a scos pe jucător de la cabine? Domnule, vă dau cuvântul meu, domnule. Și a fost reluat jocul. I-a îmbrăcat și i-am ieșit iar pe teren. Nu s-a terminat meciul până am câștigat cu 3-2. Ne-am dus, s-a terminat meciul chimiei, chimia a făcut meciul cu Clujul după masă și la masă ne-am spus, băi, numai noi știm să câștigăm. Asta, Raina, Nică, cum mă, n-ai făcut 2-2? Bă, 2-2 a fost până ați plecat voi. Păi da, dar a fost sfârșitul jocului și ați plecat la cabine. Fugi, domne, de aici, și-a dat seama că a prelungit jocul, că a terminat jocul cu 10 minute mai devreme. Și s-a întors și am continuat. Ăsta zice, băi, tu vorbești serios? Cum să nu vorbești serios? Te întreabă cu toată lumea. Și când și-au dat seama ce s-a întâmplat, doamne, se putea face multe lucruri, mai ales la divizia C. Cine naibii venea să vadă divizia C? Eram vai de capul nostru. Jucau unul într-un galoș și altul într-o gheată. Era vai de mama lor. Dar vreau să vă spun că după 9 etape în care n-am pierdut niciun joc la chimistul, deci la chimistul Râmnicu Vâlcea, m-a chemat la partid și mi-a dat sarcină să fiu iar președintele chimiei Râmnicu Vâlcea. Deci meritele vă sunt recunoscute și sunteți din nou instalat la chimia Râmnicu Vâlcea. Echipă care nu ducea prea bine, erau 6 etape până la încheierea campionatului și era da, care, cu retrogradare. Da, care era, practic era retrogradată. Practica era retrogradată, dar m-am dus că n-aveam loc de întors. Era greu să fii refuzat. Și îmi făcea și plăcere, de ce să mint. Câștigam mult mai mult la chimia și aveam fason, să zic așa. La... Era divizia A? Divizia A, alte condiții, ce Dumnezeu. Deci a urmat un campionat în divizia B, 75-76,
Și în 76 am înțeles că ați fost dat afară iarăși. Da, am fost dat afară, am plecat, să zic, la Motru, m-au chemat cei de la Motru, domne, vină și dă-ne o mână de ajutor. Deci acesta a fost episodul care a pus capăt colaborării noastre. Domnule, cu m-am speriat, fotbalul Vâlcean. După treaba asta m-am speriat. M-am speriat și am venit la București. Eu eram unul din conducătorii buni, recunoscut acum în țară. Și am venit la Neion Alexandrescu, care era secretar general al Federației Române de Fotbal, care m-a ajutat, și la generalul Dragnea. Și ne-am spus, mă, oameni buni, tovarăși, domnule, dați-mă undeva să muncesc, că eu sunt unul dintre cei ce pot să fac ceva pentru fotbal. S-a întâmplat, eu fiind norocos, că la Neion Alexandrescu era directorul Cosma de la Oradea, un om care îi port o recunoștință aparte, un tip deștept, domnule. Deci dumneavoastră în 77 ați fost președinte la Oradea. De club la Oradea, vicepreședinte. Da. Romică Pașcu. Singura dată în viața mea unde am lucrat și am avut într-adevăr un șef adevărat a fost numai la Oradea. Acest Horia Cosma. Eu am avut un șef de la Postelnicu până la Bărbulescu și așa mai departe. Eu eram nemulțumit că nu conduceam eu, domnul Stoica. Nu din punct de vedere financiar. Eu, asta a fost un pretext. Eu am vrut să conduc eu, pentru că peste tot numai eu am condus. Și Cosma, și i-am spus domnului Horia Cosma, domne, nu conduc eu, plec, domne, ce să mai. M-am urcat în mașină și am plecat, am lăsat mobilă, casă, familie, în Oradea. Și am venit la Dragnea. Domne, nu-mi place la Oradea. Păi ești nebun, unde? Am auzit că ți-a dat o casă, domne, poate să-mi dai și palatul. Nu stau la Oradea, nu-mi place. De ce? Dom'le, nu conduc eu, conduce Horia Cosma. Și ce vrea, mă, unde să... E, între timp pe acolo a venit Gheorghe Bărbulescu, fratele lui Nealică Bărbulescu, care se ocupa de echipa de fotbal la Scornicești. Domnule Dumitru Dragomir, haideți vă propun să închem aici primul episod. Deci, cu plecarea noastră de la Oradea și să privim spre următorul episod, care va fi foarte interesant și bogat în date, pentru că ele se și apropie de timpul nostru, fotbalul la Scornicești. De la Scornicești, Brașovul, care am stat ani de zile, și Victoria, cred că veți deveni așa grăsuți cam ca mine de râs. Deci, Dumitru Dragomir, episodul întâi al rubricii Exploziv, care a tratat episoadele Vâlcea și Oradea. Ne vom reîntâlni la următoarea ediție a emisiunii Arena AS cu episodul următor, viitorul Scornicești. Rubrica Exploziv, episodul 2, povești din fotbal, mărturisite de Dumitru Dragomir. Să recapitulăm în prima parte a acestei rubrici. Am vorbit despre chimia Râmnicu Vâlcea, chimistul Râmnicu Vâlcea și fotbal club Oradea. Am ajuns cu povestea la momentul 1978, trecerea la viitorul Scornicești. Această perioadă pentru mine a fost o perioadă frumoasă. A fost o perioadă de satisfacții. Am luptat ca să am rezultate din mai multe motive. Una, că eu câștigam foarte mulți bani, aveam satisfacție extraordinară, mergeam în lume unde vroiam, aveam niște avantaje colosale, aveam o atmosferă de performanță fenomenală. Iar cei ce mi-au fost șefi, să zic așa, la Scornicești, erau niște oameni admirabili. Cine ținea spatele? Cine dorea atât de mult să facă performanță fotbalistică într-un sat? Domnul Stoica, părerea mea este că Gheorghiță, fratele lui Nealică, a făcut fotbal la Scornicești. Lui i-a plăcut fotbalul și datorită lui s-a făcut fotbal la Scornicești. S-au fost multe speculații. Că s-a făcut ca să... Ca vrut Ceaușescu, ca vrut... Nu, domnule, vedeți-vă de treabă. Iar Nealică era un naiv, el era un drăguț. Nealică a fost un om deosebit
Un om care n-a putut să facă rău la nimeni, dar nu i-a prea plăcut fotbalul lui. Dar acest frate, Gheorghiță, care a murit, Dumnezeu să-l ierte, doi au murit, a pus la dispoziție absolut toate condițiile, nu mai bine ca în altă parte. Nu mai bine ca în altă parte, dar au fost condiții de mare performanță. În 3 ani de zile ați reușit minunile promovării din C în B și apoi în A. Da. Nu asta dacă aveți să împănați această realitate cu diverse episoade. Când s-a promovat din C în B, nu eram angajat încă la ei, dar i-am ajutat să la această promovare. Dar vreau să vă povestesc cum s-a întâmplat atunci cu acel 18-0. Dom'le, ei jucau cu o echipă din Slatina. Această echipă se desfințase cu 9 etape înainte. Deci toate jocurile le pierdea cu 3-0. Dacă meciul care îl jucau Scorniceștiul cu ei îl pierdeau cu 3-0, nu mai promova Scorniceștiul. Și promovau Flacăra Moreni. Deci avea nevoie de golaveraj. Echiparul Postelnicu. Și aveau nevoie de golaveraj. Și atunci nimeni nu știa ce să facă. Și am venit eu, profesionistul, care a spus în felul următor, dom'le, stați așa, luați carnetele de la metalurgistul Slatina. Sau constructor, nu mai țin minte cum este. Deci, ce să facem? Păi ce să facem cu carnetele? Dom'le, luați carnetele. Găsim aici în Scornicești 11 tineri, îi băgăm să joace pe carnetele celor de la Slatina, noi nu facem contestație că suntem echipa care jucăm cu ei și le dăm oricât și se consemnează rezultatul. Nu știe nimeni, nici arbitri, nimeni. Ăștia se uitau la mine, parcă era Vântul Sisoie când povesteam aceste lucruri. Cum, domnule, se poate asta? Cum să nu se poate, domnule? Asta a fost ideea mea, genială ideea este. S-au dus, au luat carnetele de la ea pentru o sumă infimă de bani. Am găsit noi unii grăjdari, lăptari, ăștia care mulgeau vacile prin Scornicești și pe acolo, unii care vindeau gogoși. Și am îmbrăcat în echipament sportiv, tot în echipamentul nostru, dar altă culoare. Altă culoare. Și au început jocul. Eu, deci, repede, nu eram angajat încă la Scornicești în acea perioadă. Era o probă de angajare. Da, era o probă de angajare, eram consultantul. Dar când au văzut unde mă duce mintea, și s-a întâmplat ceva extraordinar la pauză. La pauză unde era scorul 3-0, dacă mi-amintesc... bine sau... Nu! La 3-0, perfect mi-aduc aminte, la 3-0, ei puseseră mașini din 30 în 30 de kilometri, că stațiile de atunci nu păteau mai mult, până la Moreni. Și unul din milițieni, că de asta erau bancurile cu milițieni atunci, nu o să zică că este 2-0, cred că avea ceva șpriț în nas și a zis 2-0. E, al nostru a înțeles 9-0, Taiche Maclica era antrenor, cum? 9-0? Trebuie să dăm 18, încă 9, că ei nu dau mai mult de 9 a doua repriză. Totul a făcut Taiche Maclica să ajungă la acest rezultat. A stabilit rețeta. Da. Și s-a făcut 18-0 și râsul României. Am dus în spate și eu cât am stat la Scornicești acest 18-0, care de fapt a fost un aranjament. Și atunci a promovat în B? A promovat în divizia B. E, de aici intru eu în joc. Aici. Domnule, intrați la față, să spunem așa, da, în joc. Da, da. Domnule, aici m-am mutat cu familia. Mi-amintesc că mă șantaja Cosma să-mi ia casa de la Oradea. Și i-am spus lui Nealică, băi, Nealică, uite, vrea să-mi ia casa, așa, așa, așa. Nealică dă un telefon la primul secretar de la Oradea, pe timpul ăla era unul Blaj, și îi spune, ascultă, băi, primule secretar, vrea să ia lui Dragomir casa. Unul umflat, așa, unul gras. Nici nu-l văzut în viața lui. Dar eu i-am spus că unul gras, așa. Și de-aia, dom'le, că nu o să ia... Nu, să-l trimiți aici la mine, stau eu de vorbă cu el. Și să-i aducă și Leafa lui Dragomir. Că eu mai aveam niște bani de bani. Dom'le, peste câteva zile, bietul Cosma Săracu, care, încă o dată, repet, era un mare domn. Asta vine la Scornicești și se dă jos din mașină. Iar Nealică, care era fruntea comune, așa, era într-un șanț și îl jucau așa pe spinare șoferul, că îl durea spatele pe Nealică. Și noi mai râdeam, ce dracu, era cu capul băgat în iarbă, era răsul lumii, Nealică, ce dracu, până l-au pus secretar pe la Cici, era un om modest, un om care s-a ocupat de agricultură,
Așa. Când vine Cosma să dă, ce bă, te-ai mutat aici la cretinii ăștia, la care eu am albit. Adică el s-a uitat. Nu se cunoșteau unul cu altul. Nu se cunoșteau. Adică a tăcut din gură. Și a spus, mă, prostule, de ce pleci, mă, tu din Oradea? Unde ai vilă? Tu nu vezi, mă, aici că te mănâncă țânțari între barăcile astea aici. Și, mă, la proștii ăștia ai venit tu, mă, care nu au minte, dar Nealică de jos. Băi, prost ești tu, bă, umflatule. Ia, cheamă șeful de post să-l aresteze. La care eu îi spun lui Cosma, domnul Cosma, e Nealică jos. A, de ce nu mi-ai spus mai nenorocit? Lasă-mi, că nu e nimic, Nealică e un băiat bun. Bine, Nealică, care înțelegea foarte bine, a crezut că a făcut o glumă. Domnul Cosma l-a invitat la masă, domnul Cosma, iar când a plecat de acolo, Nea Cosma, a plecat prieten cu Nealică, să zic așa, prieten, nu-i putea suferi. Dar eu am trăit bine și eu i-am iubit. Și m-a luat de gât, parcă-l văd acum, pe Neafărică și mi-a zis, Mitică, pleacă de aici cu copiii cât mai repede. Ești nebun? Ce vrei tu să faci aici? Bine, că eu am stat acolo aproape 3 ani de zile, așa că... A stat și a dus echipa până în divizia. Da. Sunt niște elemente care conturează drumul ăsta. Cum ați reușit totuși? Din nimic, pentru că aproape din nimic s-a făcut acolo o echipă de fotbal care a ajuns să se bată cu cele mai bune cluburi din țară. Doamnelor, toată lumea a făcut speculații că s-au făcut aranjamente la Scoamicești. Domnul Stoică, eu vă spun că acolo a fost o muncă științifică, pot să spun. I s-a dat mână liberă și am adus jucători, nu prin abuzuri. Eu am adus jucători pe bani. De unde erau banii? Doamne, să știți că bani ne dădeau. Era acolo un director, Lucian Gansievici, care era directorul general al tuturor obiectivelor din Scornicești, care da mulți bani pentru fotbal. Și am putut să facem o echipă. Dar vreau să vă mai spun, și cum nu ați aranjat niciun joc, o să puneți întrebarea. Iar eu o să vă spun acum exact cum s-a... Au două secvențe de aranjare, care cred că vă vor distra. De mai eram în situație de retrogradare. Și se duc cei de la partid, comitetul central, tot pe cei de la Craiova să ne dea meciul. Ne aducem și aranjăm să le dăm 300.000 de lei lui Craiova să ne dea jocul. Tot de acord, tot. Eu iau Lucian Gansievici, îmi dă geanta cu bani și el se urcă în mașină cu mine, plecăm să înainte cu 2 ore de joc să le dăm bani. Ne ducem la Craiova, nimeni nu ne-a băgat în seamă. Ne ducem la partid nu e nimeni. Ne ducem la club, nu e nimeni. Stăm noi, au început spectatorii să vină la stadion, domnule, la un meci Scornicești cu Universitatea Craiova, veneau 45.000 de oameni, domnule, de plătitori, ce era acolo. Era ce faie și din comun. Înainte de meci, stau de vorbă cu cei de la Craiova și spun, domnule, am venit cu banii. Domnule, nu mai putem, domnule, să vă dăm bani. Bă, voi sunteți stâmpiți? Păi cum să nu vă dăm? Și ne retrogradați? Da, Valentin să ne spune, ce bă, tâmpitule, tu crezi că eu pot să pierd titlul sau să mă compromit pentru 300.000 de lei? Bine, mă, nea tinele, dar de ce ne-ați încurcat? Că mobilizăm și noi echipa mai bine, noi nici n-am stat de vorbă cu echipa. Ba, la un moment dat ne-am spus, bă, ne dau ăștia ambele puncte și am scăpat și gata. Pentru că Craiova, de fapt, nu putea să dea ambele puncte, dar unul putea da sigur. Bun. Numai că ne-am luat la bătaie. Eu m-am dus cu banii la echipă, la Universitatea Craiova, ăștia, bineînțeles, m-au dat afară. Ieși afară, domnule, ce vrei să ne aresteze, scutare? Bine. Ce să fac eu? Mai erau vreo 20 de minute, începea jocul. Dom'le, eram distrus. Nu eu, cât ăștia de la Scornicești. Jumate au plecat. Nealică, ăștia s-au urcat în mașină, Gheorghiță, Sarcu și-au plecat de la meci. Dacă nu era nimic, eram retrogradat. Dar eu apuc și îi spun, măi, neatilele, ia-mă, te rog eu frumos banii. Măi, cel puțin, că toți sunt aici. Îi împărțim, mă, amândoi, îmi dai mie 100 de mii, mi-a dat 200 de mii, indiferent ce se întâmplă, ce să pierdem banii, că nu pot să iau eu pe toți, că nu mă mai întreabă nimeni de ei.
Și că nu, bă, dă-te, dacă mi-i dai tot să te și bat. Păi ce e asta, bine, tinele? Nu vreau, bă, nu vreau. Bă, iau geanta cu bani, mă duc în cabină la jucătorii mei și spun, bă, băieți, uitați care a fost problema aici. Știi că noi v-am spus vouă că această creavă, care a fost prietena noastră până acum, ne dau joc. Dă-ne amintică, ce? Deci cu 20 de minute, după ce s-a făcut masajul, ieșeau la încălzire. Nu mai vor. Ia, vă las geanta asta cu bani. Ia împărțiți-i voi înainte de meci aici, că poate se întâmplă vreo minune. Eu am mai văzut de asta la fotbal. Și oare ce pune mâna pe geantă, spune neamitică, iertați expresia, eu spun ce a spus el, să moară mama, sunt banii noștri ăștia? Da. Păi, și putem să-i luăm noi, da. Dom'le, precis. Păi atunci, domnule, ia lasă-i, domnule, aici. Și meciul, până la urmă, domnule, într-adevăr, s-a întâmplat o minune. Vreau să vă spun că am început jocul și prin minutul 30, așa, a început un potop, domnilor. Ce nu cred că am întâlnit în viața mea, în decurs de 10 minute, era apa de 20 de centimetri pe teren. Incredibil, da. Și pițuri, mai erau câteva minute să termina repriza, dă un șut. Dom'le, Anai din minge a luat Sanie și s-a dus ca din pușcă în plasă. 1-0 pentru noi. La pauză m-am dus la echipă. Băi, băieți, băi, am rugămintea, dați-mi banii, să le dau banii ăstora la Craiova, să rămânem cu rezultatul ăsta, să facem meciul. Jucătorii ei ne-amintică, mâncați aici, băi, scot dintr-o sacoșe banii, iau banii, mă duc la... Băi, oameni buni, măi, e 1-0 pentru noi. Hai, mă, să facem meciul. Scăpăm și noi, luați și voi banii, nu vă interese. Ieși, domne, afară de aici. M-au dat afară, am venit iar la echipă. Băi, băieți, vreau să vă spun că și dacă pierdeți jocul acesta, împărțiți-vă banii aici, vreau să văd cum vă împărțiți banii, nu mai vreau niciun ban. Eram foarte deranjat, eram supărat, era viața mea în joc, era cariera mea totuși. Retrogradai cu Scorniceștiul, unde, domne, unde aveai putere, aveai să retrogradești, erai nimeni în lumea fotbalului. Iar eu, asta mi-era meseria, eu eram antrenor de fotbal, dar eu antrenasem vreodată echipe, eu am fost mai conducător. Și ei, bine, domne, ieșiți afară de aici. Au luat banii și au împărțit banii și au ieșit afară. Domnilor, n-ați văzut așa ceva, este o istorie a acestui meci. S-a jucat 100% corect. Nimeni n-a putut să creadă că acest meci a fost corect. Craiova a avut 11 metri la 1-0 pentru noi. S-a dat Cămătarul vreo 10 pași în spate și când i-a dat una peste poartă, la vreun metru, așa, lumea l-a huiduit, l-a înjurat, crezând că este meci blătuit. Când mai erau vreo 15 minute așa, au început să fugă după băncile Craiovei, deci unde erau conducătorii, către mine. Domnul Neamitică, dă-ne, unde e geanta cu bani? Și am spus, băi, geanta cu bani? Am luat-o eu, mă. Deci nu vă mai dau vouă. Dați comandă voi la echipa voastră să ne bată dacă mai poate. Dom'le, că ești un escroc, că ești de... Dar de ce sunteți escroc? Sunteți escroc, că am fost corect, v-am rugat cu banii, nu i-ați luat. Și acum de ce? Tot eu sunt escroc, că nu vreau să vă dau banii. Păi voi vreți să-i furați acești bani. De ce să nu iau jucătorii mei? Dar asta se întâmpla în timpul meciului, domnule. Pe banca de rezervă unde stam eu. Fuge și la tineri, repede la bancă. Te rog să-mi dai banii. Ce bani, tineri? Care mi-ai promis? Păi băi, ne-ai tinere, dar de ce nu i-ai luat? Nici la pauză n-am venit cu ei și m-ai dat cu echipa afară, m-ați îmbrâncit din vestiar. Dar, dumne, dar de unde am știut eu că ai umblat și la jucătorii mei? La care jucători am umblat, tinere? Că jucătorii au vrut să ia banii toți, să-i împartă, făceați meciul. Acum te bat. Culmea este că minutul 88-89, de la vreo 35 de metri, i-a tras una Irimescu, mingea în vincul 1-1. Noi cu acest meci în nul de la Craiova puteam să nu mai jucăm cele două etape, că eram salvați de retrogradare. Și să vă spun acum și un meci aranjat. Deci să nu credeți că am fost numai uși de biserică, așa. Dom'le, ne cheamă, ne alică și ne spune, băi, Dragomire, trebuie să dăm jocul la Târgu Mureș. Dom'le, un joc n-a fost blătuit. Rețineți ce vă spun acum. Un joc n-a fost blătuit. Decât la promovare din divizia B în divizia A, a fost meciul cu autobuzul,
Dar restul toată lumea ne-a spus. Meciul de la Ploiești, când i-am bătut pe Ploiești cu 1-0, de-a dat șoarece gol, de ne-a aruncat pisica în plasa porții, de-am fost râsul lumii în prezență la 30.000 de oameni, de erau mai multe sticle după meci în stadion decât am văzut vreodată. Era un covor de 2-3 straturi de sticle, domnule, cât au aruncat și n-am ieșit decât după 4 ore din stadion să ne omoare și altceva nimic la Ploiești, crezând că am blăpit arbitrii sau asta, dar a fost un meci corect, putea Ploieștiul să ne dea 5-6-0, domnilor, incredibil! A fost un arbitru, un Blaciotti după la Constanța, săracul care nu-l văzusem în viața mea, domnule, dar promovase și el la divizia B atunci. A arbitrat senzațional de corect, dar cu tendință pentru Ploiești, așa cum se dau gazdelor, știi? Nu, domnule, s-a întâmplat să fie o nenorocire, să batem noi, domnule. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Ei crezând că ne dau 5-6-0. A fost meci corect. Dar asta cu Târgu Mureș, și să vă spun dumneavoastră, ne cheamă Nalica și ne spune: domne, trebuie să dăm jocul la Târgu Mureș. E regiune autonomă, vechea regiune autonomă maghiară. Ăștia sunt contra lui Ceaușescu, sunt cu tare, cu tare. Eu am spus: ce mă, băie, dumne, să-mi dea și mie ceva loc. Vede și vă, băi, te dau afară, dă-te, mă atașeți, să mă iertați. Asta. Eu spun: băi, Nalica, cum să dăm, domne, asta? Băi, te duci, că altfel te distrug. Bun, da, să-mi dați și mie ceva. Lasă că-ți dau eu ție. Du-te. Ne trimite cu echipa la Târgu Mureș. La Târgu Mureș mă primește primul secretar. Cu secretariatul tot, cu ăsta. Mă duce la o masă pe mine, pe capitanul de echipă și pe Anescu, pe antrenor. Dom'le, ce va ieși din comun? Și la masă îi spune: dom'le, e rezolvat totul pentru mine. Adică ce să fie? Eu am început să fac pe prostul. Cum, dumneavoastră, ce să fie? Păi, n-am aranjat? N-am aranjat nimic. Ce aranjament este? Păi am vorbit, dumneavoastră, am vorbit la Comitetul Central, este, știe tovarășul Bobu, știe Postenicul, știe Nelică, știe toată lumea, dumneavoastră. Știe primul secretar de la Slatină. Ce e asta? Nu știe, dumneavoastră, eu nu știu, nu mi-a spus nimeni nimic. Cine spune asta? Eu spunem. Primului secretar la masă cu tot secretariatul Comitetului Județean de Partid Mureș. Doamne, să-i spune, doamne, vorbiți, vreți mâna pe telefon, vorbiți la sconicie, spune mâna pe telefon, Nealica avea guvernamental acasă și spune, era frică, tovarășul Bărbulescu, știți, discutasem noi la tovarășul Bobu și știți că și tovarășul Postenicu, ce mai vrei, bă? Eu l-auzeam că îi spune asta, ce mai vrei, bă, n-auzi? Ce vrei tu să spuni eu ție acum prin telefon? Nu l-ai pe Dragomir acolo? Păi, dar tovarășul Dragomir zice că i-ai spus dumneata, nu știu, dă-mi la telefon! Ce, bă, tâmpitule, ce vrei tu să... Am înțeles, Nelica, am înțeles, doamne. Deci, ce decid eu, aia este. Da, mă, da, sigur, el, săracul, știa ce am vorbit eu cu el. Înțeleg? Ăsta, când a auzit că ce decid eu, l-am văzut, săracul, prim secretar de județ, calbește, doamne, să-i vină rău la masă acolo. Și a schimbat, tovarășul, dragul meu. Dom'le, ce vrei dumneata? Dom'le, ai vreo pretenție, ceva? Că văd că de dumneata depinde. Aaa, păi mai merge așa, tovarășul, prin secretar. Păi, se poate. Stați de vorbă cu mine. Uite, eu aș vrea să mi-l dați pe Bozeșan. Îmi dați dezlegarea lui Bozeșan, dați o primă la echipă mare și plătiți toată cazarea, masa, tot pe aici. Dom'le, dar știe tovarășul Bărbulescu de treburile astea? Cum să nu știe tovarășul Bărbulescu, dom'le? De ce? Bărbulescu trebuie să spună dumneavoastră tot ce știm noi? Asta e un secret al nostru acolo, este o strategie pusă la punct. Altfel noi vă batem mâine aici. O să era nenorocit, îți dai seama ce frică avea, l-am văzut. Săracul, dom'le, dar am stabilit la Comitetul Central. Ce să stabilești, dumneavoastră? Nu știi că la fotbal stabilesc că e după terenul ăsta. Îi cheamă pe ăștia din conducerea lui Asa Târgu Mureș și îmi dă imediat dezlegarea lui Bozeșan. Au plătit toate cazările, toată treaba asta. Ne-au bătut Târgu Mureșul. Deci a fost și un meci aranjat, dar din sarcina acesta. Că eu am dat-o primă la echipă datorită prostiei celor de la Târgu Mureș, asta este altceva. De Bozeșan n-am putut să beneficiem, că a venit Nicu Ceaușescu și ne-a luat cu forța și era să mă dea afară și de la Sconicești pentru treaba asta. Domnilor, dar am văzut întreg Târgu Mureșul, 10.000 de oameni pe străzi strigând Ceaușescu, Ceaușescu după meciul ăsta. Deci a fost un joc politic dat. Și nu eu am fost cel ce am influențat această treabă. Eu am influențat, în schimb, primele jucătorilor de care, la care eu eram șef.
A stat deci la Scornicești 3 ani de zile, ați lăsat echipa în prima divizie a țării și ați reușit să plecați fără o tinichea de coadă. Așa este. Sunt printre puținii care am plecat din Scornicești fără tinichea de coadă, dar trebuia să mă întrebați cum am ajuns la Scornicești. Și de ce? Domnilor, știți de ce m-am dus eu la Scornicești? Ca să mă facă membru de partid. Domnule, nu mi-e rușine să spun asta, pentru că așa era epoca atunci. Nu erai membru de partid, nu mai putea să-ți dea funcții de conducere. Iar eu m-am învățat să-mi pun funcții de conducere, să trăiesc bine, domnule. Și m-am dus, asta a fost prima condiție, n-am vrut bani, n-am vrut nimic bani, îmi făceam eu. Am vrut să mă facă membru de partid, iar după ce m-a făcut membru de partid la Scornicești, mă dădeam așa rotund, domnule, că aveam putere. Toată lumea fuge să spună că a fost membru de partid. Eu am fost făcut târziu membru de partid, că am vrut, ca să trăiesc bine. Nu pentru altceva. Deci, cam ăsta a fost în câteva tușe episodul Viitorul Scornicești. Următorul episod, Steagul Roșu Brașov ca o trecere spre Victoria București. Serialul Exploziv al Areneas, un serial susținut de Dumitru Dragomir. Domnule Dumitru Dragomir, am ajuns la, spuneam noi, o dată cu încheierea precedentului episod, cel mai spumos moment al vieții noastre de conducător de cluburi de fotbal, Victoria București, unde, de voie de nevoie, vrând nevrând, ați venit în vara lui 1987. Și după ce la Scornicești ați fost făcut membru de partid, iată că, fără o zi de armată, la Victoria, București, în 1987, a fost făcut și gradat. Ce grad vi s-a dat? Capitan. Gradul de capitan, funcția de colonel plin. Tare. Tare. Tare pentru că eram comandantul unei unități militare, cu profil sportiv, dar toți sportivii miliției române, să zic așa, erau plătiți și statele le semneam eu, deci toți treceau pe la mine. Dar să începem cu începutul. Prima dată m-au dus la Nuță. Băi, ești în stare să faci o echipă de cupe europene? Nu să iei campionatul, nu vreau niciodată să iei campionatul. Să ia Steaua și Dinamo, deci nu Dinamo și Steaua. Rețineți, să ia Steaua și Dinamo campionatul. Dar noi să fim pe 3, pe 4 să participăm în cupele europene. Da, domnule general, eu cred că sunt în stare. Atenție, să nu faci abuzuri. Să nu te iei după Marin, Marin era Marin Bărbulescu, să nu te iei după tovarășul, nici nu-i pomenea numele lui Postelnicu. Să nu te iei după nimeni. Eu spun ție acum să nu faci niciun abuz. La care eu am rămas pe păi atunci de ce m-ați mai adus pe mine? Păi ce, tu crezi că te-am adus să faci abuzuri? Abuzurile le facem noi dacă vrei. No, noi vrem să ne spui ce trebuie făcut aici. Bineînțeles că m-am ocupat și am adus câțiva jucători. M-am ocupat de creștere de juniori și copii la Victoria, ca dovadă că am ieșit campion național cu tineretul Victoriei, în dauna echipei Dinamo. Domnule Dragomir, cum s-a făcut echipa aia? Cum au venit jucătorii? Că mi-aduc aminte doar câteva nume acum. Coraș, Țâră, Fulga. Doamne, jucătorii s-aduceau ori pe schimb cu alți jucători. Păi de unde avea Victoria să dea la schimb au jucători? Au dat, au dat. În permanență s-au dat jucători la schimb, ori le făceau alte avantaje, sau, domnule, să știți că jucătorii mai erau dați și de frică, domnule. Fără să fie vreun abuz sau ceva. De asta spun eu, toată lumea, când auzea de Victoria, ca și de Scornicești, avea o frică nebună, dar noi nu făceam niciun abuz, domnule. Dacă cineva poate să spună că Victoria a făcut vreun abuz, exceptând, poate, meciurile aranjate cu Dinamo, în care primeam ordin să le dăm jocul, ce dracului, parcă dumneavoastră nu știți. Sau ne spuneau să nu facem probleme lui Steaua. Vreau să vă spun că am mai făcut și unele, să zic așa, nereguli, dar puține în comparație cu ceea ce s-a vorbit. Foarte puține și o să vi le și spun și lucrurile bune și lucrurile. În țară, parcă eram femeie din... nu știu dacă ne-a aplaudat cineva vreodată.
Cum aplaudau plutoanele acelea venite cu sarcină pe stadion? Da, asta numai la noi pe stadion, da. Dar în țară nu. Nu ne aplaudau nimeni. Aici ne aplaudau, veneau de la școala de subofițeri și ofițeri și într-adevăr ne aplaudau, dar puțin, altfel nu. În cupele europene, într-adevăr, noi românii ne unim la greu. Absolut toată lumea ne-a aplaudat. Cum a fost cu acei jucători cărora li s-a schimbat chiar numele? De ce se întâmpla acest fenomen? Domnule... Dan Daniel cine era, de fapt? Secheli. Dan Daniel era Secheli. Și l-am întrebat ce nume doresc să spun. Și spun al bunicului meu. Păi cum îl chema? Dan Daniel. Dar de ce trebuia să-i se schimbe numele? Cui nu-i suna bine un nume maghiar? Asta era un moft al lui Postelnicu, să știți. Un moft al lui și al lui Neamarin Bărbulescu, cred. Ce avantaje le oferează la fotbaliști când veneau la Victoria? Pentru că e clar, am înțeles că veneau în primul rând... Da, în primul rând le se dădeau grade. Niște condiții mai bune. Da, li se dădeau grade. Toți erau făcuți imediat plutonier majori, alții care aveau liceu făceau locotenenți, mai sunt și astăzi, au ajuns maiori în poliție, care își fac bine datoria. Li se dădeau casă, nu la toți, să știți. Cei ce se stabilau în București și aveau vechime la Victoria, li se dădeau și case. Dar părerea mea este că cel mai mult câștigau din deplasările din străinătate. Și trebuie să se știe că toată lumea ne-a dușmănit din cauza asta. Dom'le, deci ce aduceați? Ce se aducea din deplasări? Sigur că da. Dom'le, fotbaliști fără vamă, fără control? Da. Ce, credeți că Steaua a plătit vreodată vamă? Sau vreo echipă din țara asta? Numai că de ei nu vorbea presa. Numai că de ei nu auzeau nimeni, pentru că nu se făcea cu cancan toată chestia asta. Ce aduceam? Video, playere, casete, video. Acum cine, Dumnezeu, dacă se găsesc în țară, mai vine cineva cu așa ceva de afară? Nu mai vine nimeni. Deci noi, din dorința de a avea și noi în casă și a ridica nivelul de trai, aduceam. Dar, dom'le, nu eram hoți, nu furam, nu făceam nereguli. Luam pe banii noștri, nu luam pe alți bani aceste obiecte. Un alt capitol despre care s-a vorbit foarte mult și se pare nu fără temei, este cel al fluierașilor de casă pe care avea Victoria. De acord. Și cred că aveți dreptate. Erau câțiva arbitri care mai știau de frica miliției, dar niciodată n-au fost șantajați sau să li se dea ceva. Nu. Dar am convingerea că de la serviciul economic al IGP-ului se mai da câte un telefon așa și spuneau, alo, măi, de exemplu, n-aș vrea să-l jignesc, dar mi-este și prieten, de exemplu, măi, Cristian Teodorescu, ai grijă cum fluieri, cu toate că acest Cristian Teodorescu n-a avantajat niciodată Victoria. Dar aș putea să vă spun de un arbitraj sub orice critică. Victoria n-a dat bani niciodată la arbitrii sau ceva, numai că de frică arbitrii ne ajutau. La un meci cu Universitatea Craiova, unde am fost penibil, domnul Stoica, un arbitru din Iași, nu-i mai dau numele pentru că este... Pe propriul stadion. Da, pe stadionul Victoria. Știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat, domnule, un arbitru care pur și simplu ne-a făcut de râs. Faulta Craiova? Dau pentru noi, faultau ai noștri, dar tot pentru noi, totul contra Craiovei. Dom'le, o singură dată a scăpat Craiova, a driblat pe toată lumea și a dat gol, 1-0. Ne-au dat 11 metri, l-am ratat. Ne-au dat, cred că, cel puțin 6-7 poziții de opse, ne-a lăsat singur cu portarul, n-am marcat. Lovituri de la 16 metri, n-am marcat. La un moment dat, eu am fost cel ce am strigat la el, băi, tâmpitule, lasă-ne să luăm bătaie, că ne-am curățat. Sigur este că atâta de servicii ne-a adus acel meci, de n-am putut să ducem rușinea nici după ce s-a desfințat echipa. Domnule Dragomir, ați trăit, deci, aproape 3 ani de zile în preajma acestor personaje ale puterei, ale forței politice în România, care au anumită faimă. Marin Bărbulescu, Nuță, Postelnicu. Acum, privind după atâta timp, de ce credeți că s-au băgat ei în fotbal? I-a pus cineva, a fost o ambiție a lor, un orgoliu al lor, de a demonstra ca o forță și în acest domeniu?
Vreau să vă spun că Bărbulescu și Nuță, din dragoste pentru fotbal, au făcut. Păi, convingerea mea este că lui Bărbulescu putea să-și vândă și casa pentru fotbal. Și am convingerea fermă că a fost arestat degeaba. Iar eu am fost arestat datorită lui. O să ajungem și acolo. Da, deocată să nu ajungem la acest moment în care s-a încheiat aventura Victoria. Domnul Stoica, au făcut-o din dragoste, să știți. Sigur! Sigur din dragoste. Nu erau niște jucării ale orgoliului lor de oameni puternici într-o țară ca a noastră în acei ani? Doamne, ce jucării? Postenicu era cu Moreni, am înțeles, la un moment dat. Da, Postenicu era cu Moreni, Nuță era cu Victoria și toată securitatea cu Dinamo. Doamne, Dinamo a fost beneficiara, să știți, la tot ceea ce s-a întâmplat. Restul eram pe pinierele lui Dinamo, și noi și Moreni. Dinamo, dacă vrea să le ia pe Augustin, l-au luat imediat. Adică noi nu aveam niciun cuvânt de spus. În ce măsură ierarhiile stabilite în acele campionate, credeți acum, după atâția ani, că au fost reale? Ținând cont de toate jocurile de culise care se făceau atunci, spunea cineva, parcă erau puse pe un computer, la timpul cine respect... cui trebuie să dea puncte, doamne, cine de la cine trebuie să ia puncte. Doamne, atâta timp cât ai forță, cum au avut Steaua, au adunat cam ce au putut din țară și de asta au câștigat și Cupa Campionilor Europeni, care este singura, deocamdată, fală a fotbalului românesc. Dar echipa s-a făcut și cu 20-30% abuzuri. Așa și Dinamo. Așa și Victoria, să știți. Fără forță nu se poate, nu se putea face fotbal. Acum, fără bani, nu se poate face fotbal. Uitați-vă dumneavoastră, nici cu bani mai prea poți face fotbal. Dar să revenim la povestea noastră, o poveste agitată, acești aproape 3 ani petrecuți la Victoria, care s-au încheiat după decembrie 89, în 5 ianuarie, dacă eu am reținut bine data, 1990, când dumneavoastră și comandantul miliției Capitalei, Marin Bărbulescu, a fost arestați. Pe data de 5 am fost destituiți din funcții. Victoria a fost desființată oficial pe data de 5. Pe data de 7 m-a arestat un capitan, Mircea, el mea prieten și venise la mine în casă și știa ce am în casă. A venit și m-a arestat la Brașov. M-au închis într-un birou așa, fără nimic, cu un parchet pe jos, cu geamurile deschise. Era o iarnă cu zăpada de un metru. M-au adus la IGP, aici, la București, într-o mașină care știți dumneavoastră că e închisă, dar are sus deasupra pentru aerisire, pentru vara, să nu se sufoce deținuții. Și erau deschise. Doamne, eram într-un costum de haine, că nu mi-au dat nici palton pe mine, cu toate lucrurile în mașina aia acolo, claie peste grămadă, ce am putut să sufăr, mă și gândesc cum Dumnezeu de-a mai trăit. M-au adus aici la Perahovei, prima lună a fost înfiorătoare. A fost o, dacă așa au fost aresturile și pușcările comuniste, atunci groază a fost în țara asta. M-au băgat într-o carceră din asta cu geamurile sparte. Era zăpada și gheața în camera, deci în camera era gheața de 30 de centimetri. M-a ținut mai mult de 10 zile în acea carceră, fără, cu geamurile sparte, unde afară erau 20 de grade minus. Mă mir cum Dumnezeu am trăit. Marele meu noroc era că unul din paturi nu era ocupat. Și atunci luam salteaua, care era groasă, și o puneam pe mine noaptea. E, pe mine m-au acuzat că am făcut, că abuz în serviciu, că echipa a plecat în străinătate în Cipru și normal trebuia să, după acte, echipa trebuia să o aducă în România și din România să plec la Cairo. Și eu am spus în felul următor, de ce să mai fac cheltuiala biletelor de avion să vin din Cipru în București? Plec din Cipru la Cairo și am schimbat biletele. Dom'le, eu eram un tip care mă descurcam extraordinar și știam bine meserie. Eram... Nu exista ceva să nu știu în problemele de contabilitate, în problemele de organizare. Eram după 20 de ani de muncă, domnule, ce treacu, și nebun dacă eram schizofrenic, tot prindeam ceva meserie. Da, păi că
am învățat de frică această meserie, să nu dau de necaz, vă dați seama. Eram acoperit cu acte, cu tot. Și nici, ca dovadă că m-au judecat toate instanțele judecătorești militare și toate m-au achitat nevinovat. Asta spune ceva. Dar a stat 7 luni de zile. Am stat 7 luni de zile și după 7 luni de... Am stat o lună în plus pentru că mi-au furat bijuteriile din arest fără să știu, domnul. Văd că nu s-a luat nicio măsură până acum cu nimeni. Vreau să vă spun că m-au pus în libertate și m-am judecat după aceea. 2 ani de zile a ținut procesul. După ce m-a achitat prima instanță militară, au făcut procuratura militară recurs la Tribunalul Suprem, m-am judecat și la Tribunalul Suprem, m-am judecat la toate instanțele judecătorești militare, posibile și imposibile, toate, absolut toate, m-au găsit nevinovat cu verdictul recuperarea tuturor drepturilor materiale și morale. Morale nu am înțeles, adică și mi s-a spus să-i dau un judecat. Mă apuc eu acum să-i dau un judecat. Și să câștig câteva mii de lei care mi-a... altfel, ce să, pe cine să... Toți au ieșit la pensie. Nu mai e niciunul în funcție. Aduc aminte că se scria în presă la acea vreme că la noastră acasă s-au găsit kilograme de bijuterii, metri și metri de piele și alte lucruri noastre. Așa de bogat erați? Domnul Stoica, eu am fost un om nu bogat, am fost un om chibzuit în viața mea. Pe unde am fost prin străinătate, eu mi-am adus lucruri frumoase și astea. Și mi-am dat seama că cel mai bine în casă să nu ții nimic. Ori ți-l ia poliția, ori ți-l iau hoții. Dar asta acum, după ce am fost arestat. Ce m-a mâhnit cel mai mult când într-o revistă a poliției române, eu am fost totuși polițist, domnule, milițian. Ei mă discreditau pe mine, care eram omul lor. Domnule, au dat, ce am citit, că eu, mi le aduceau revistele, mi le aduceau în arestul poliției. Da. Citeam că am avut 700 de metri de piele de șarpe. Da. Domnule, toată populația României nu au 300 de metri de șarpe, domnule. Da, păi, dacă pui cap la cap, da, păi, eu să fi avut în casă 700 de metri pătrați de șarpe, domnule. Ați mai pomenit așa ceva? Trebuie să fie un depozit. Nu, domnule, ăla care scrie este un om nebun, domnule, care putea să scrie treaba asta. Dar a alimentat de la arestul de la Rahova. Altfel, cum Dumnezeu? Că am avut nu știu câte zeci de video, nu știu câte televizoare, nu știu câte mii de chile de cafea. Domnule, într-adevăr, a găsit nevestimii o piele de șarpe. O fi găsit, să zic așa, 200-300 de grame sau 100-150 de grame de bijuterii. Eu am văzut toată planeta asta, domnule, pe unde am fost, am ieșit de peste 80 de ori în străinătate. Păi face socotera, dacă aduceam nevestimii cât un cadou, tot se strângeau 80 de cadouri. Că eu mi-am iubit familia și asta a fost țelul vieții mele, să aduc la copii și la nevastă. N-am făcut altceva. Haideți să încheiem acest serial, spunându-ne ce faceți acum. Eu am spus la început că sunteți un om bogat, un om influent, un om cu o deosebită forță financiară. Și cum ați ajuns la acest statut? Domnule, v-am spus și o repet. În afara faptului că am muncit de mic, de când mă știu, de când m-am născut, am fugit de muncă grea de acasă, am dat-o peste muncă, muncesc și acum, pentru că am peste 300 de oameni care le dau salariile lunar. Nu știu dacă mă bucur de această bogăție care dumneavoastră spuneți că o am. Aș sintetiza prin faptul că nu-mi lipsește nimic, dar un om bogat nu sunt. Vreau să vă spun că eu eram în proces cu tribunalul militar și îmi făceam societăți comerciale. Toată lumea credea că sunt nebun, inclusiv nevasta mea. Dar având credința că am fost nevinovat și având credința că pot mai mult și sunt un tip de scurcăreț, domnul Stoica, eu sunt un om care fac lucruri mari, domnule. Și eu am făcut lucruri mari datorită încrederii oamenilor care au avut în mine. După ce am făcut aceste societăți comerciale, am avut și oameni care m-au ajutat. Că nu pot să... Domnule, eu sunt singurul dintre cei ce am reușit care n-am împrumuturi bancare. Am avut împrumuturi, dar împrumuturi de la prieteni. Și eu nu pot să spun, cum a spus prietenul meu, Viorel Cataramă, că a plecat cu
100 de lei. Nu, eu am făcut împrumuturi de la oameni care mi-au fost prieteni adevărați și străini și români și am început, ce am început am realizat cu succes. Acest Sportul Românesc este un ziar care o spun cu mândrie, domnul Stoica, e ca și un copil al meu și este o reușită a presei românești. Afară de asta, tocmai m-am băgat în toate afacerile care am crezut eu că scot ceva bani. După aceea am făcut aceste galerii de artă, pentru că, v-am spus, în afară de familie, eu am avut două plăceri în viață, sportul și arta. Eu am avut un nume pe timpul comuniștilor, o parte m-au făcut hoți, o parte m-au făcut isteți, o parte m-au făcut deștept, dar toată lumea... Păi și acum e cam la fel. Doamne, și acum cam la fel, dar toată lumea, cei ce m-au cunoscut, n-au putut să-mi reproșeze nimic, domnule. Vedeți dumneavoastră, întrebați pe oricine, pot reproșa lui Dragomir ceva, că a făcut Dragomir rău la cineva? Am ajutat atâta lume, le-am dat case cât am avut posibilitatea, butelii, televizoare, aprobări de mașini și așa mai departe. Am avut posibilitatea atunci. Acum, lupt pentru salarii mai bune aici. Lupt să am și eu, să las ceva în urma mea. Pentru că fără asta n-ai pentru ce să trăiești, domnule. Toată lumea zice, a, dar lumea s-a descurcat. Să-mi iertați expresia cu... Dom'le, m-am descurcat, m-am descurcat muncind. Și am avut o familie care m-a înțeles. Domnule Dumitru Dragomir, noi nu vrem decât să vă mulțumim pentru că, dincolo de calitățile pe care, direct sau indirect, vi le-ați afirmat de-a lungul acestui episod și de-a lungul întregului serial, a mai reușit unul. Sunteți un om curajos, un om cu personalitate, pentru că sunteți primul care ați cutezat să ridicați cortina după lucruri care erau vorbite într-un anumit fel, dar nimeni dintre cei care le-au trăit și poate au contribuit ca ele să fie așa, n-a avut curajul să le dezvăluie. Reporterul n-a fost un judecător, n-a fost un anchetator, v-a ascultat, v-a fost poate doar ghid în unele momente spre subiectele pe care și el le auzise la anii respectivi și crede că erau de interes pentru telespectatori. Lăsăm pe alții să ne judece, lăsăm pe oamenii care au puterea să o facă. Noi doar încă o dată vă mulțumim. Domnul Stoica, eu am rugămintea să nu mulțumiți până nu-mi puneți o întrebare. Puneți-vă singur. Ce faci pentru fotbalul românesc care a fost ca și viața ta? Pentru că eu sunt vicepreședintele fotbalului profesionist român. Eu o spun cu mândrie asta. Și vreau să spun la urmă acum, pentru că toată viața mea am luptat pentru această meserie și pentru această dragoste a multor oameni din țara noastră. Și vreau să vă spun așa, domnul Stoica, că eu sunt printre puțini oameni care vreau ca fotbalul românesc, printre puțini oameni care mă pricep la fotbal, care vreau ca fotbalul românesc să prospere. Nu voi sunteți stâmpiți? Păi cum să nu? Și ne retrogradați? Da, Valentin să ne spune, ce bă, tâmpitule, tu crezi că eu pot să pierd titlul sau să mă compromit pentru 300.000 de lei? Bine, mă, nea tinele, dar de ce ne-ați încurcat? Că mobilizam și noi echipa mai bine, noi nici n-am stat de vorbă cu echipa. Ba, la un moment dat ne-am spus, bă, ne dau ăștia ambele puncte și am scăpat și gata. Pentru că Craiova, de fapt, nu putea să dea ambele puncte, dar unul putea da sigur. Bun. Numai că ne-am luat la bătaie. Eu m-am dus cu banii la echipă, la Universitatea Craiova, ăștia, bineînțeles, m-au dat afară. Ieși afară, domnule, ce vrei să ne aresteze, scutare? Bine. Ce să fac eu? Mai erau vreo 20 de minute, începea jocul. Dom'le, eram distrus. Nu eu, cât ăștia de la Sconicești. Jumate au plecat, Nea Ligă, ăștia s-au urcat în mașini, Gheorghiță, Sarcu, și-au plecat de la meci. Dacă nu era nimic, eram retrogradați. Dar eu apuc și îi spun, măi, neatilele, ia mă, te rog eu frumos, banii. Măi, cel puțin, că toți sunt aici.
Îi împărțim amândoi, îmi dai mie 100 de mii, ei mi-a dat 200 de mii, indiferent ce se întâmplă, ce să pierdem banii, că ei nu pot să iau eu pe toți, că nu mă mai întreabă nimeni de ei. Și că nu, bă, date, dacă mi-i dai tot să te și bat. Păi ce e asta, băi, neatinele? Nu vreau, bă, nu vreau. Bă, iau geanta cu bani și mă duc în cabină la jucătorii mei și spun, bă, băieți, uitați care a fost problema aici. Știi că noi v-am spus vouă că această creavă, care a fost prietena noastră până acum, ne dau joc. Dă-ne amintică, ce? Deci cu 20 de minute, după ce se făcuse masajul, ieșeau la încălzire. Nu mai vor. Ia, vă las geanta asta cu bani. Ia împărțiți-i voi înainte de meci aici, că poate se întâmplă vreo minune. Eu am mai văzut de asta la fotbal. Și oare ce pune mâna pe geantă, spune neamitică, iertați expresia, eu spun ce a spus el, să moară mama, sunt banii noștri ăștia? Da. Păi, și putem să-i luăm noi, da. Domnule, precis. Păi atunci, domnule, ia lasă-i, domnule, aici. Și meciul, până la urmă, domnule, într-adevăr, s-a întâmplat o minune. Vreau să vă spun că am început jocul și prin minutul 30, așa, a început un potop, domnilor. Ce nu cred că am întâlnit în viața mea, în decurs de 10 minute, era apa de 20 de centimetri pe teren. Incredibil. Și pițuri, mai erau câteva minute să termina repriza, dă un șut. Dom'le, Anai din minge a luat Sanie și s-a dus ca din pușcă în plasă. 1-0 pentru noi. La pauză m-am dus la echipă. Băi, băieți, băi, am rugămintea, dați-mi banii, să le dau banii ăsta la Craiova, să rămânem cu rezultatul ăsta, să facem meciul. Jucătorii ei ne amintică, mâncați în jucătorii, scot dintr-o sacoșe banii, iau banii, mă duc la... Băi, oameni buni, măi, e 1-0 pentru noi. Hai mă să facem meciul. Scăpăm și noi, luați și voi banii, nu vă interese. Ești, domne, afară de aici. M-au dat afară, am venit iar la echipă. Băi, băieți, vreau să vă spun că și dacă pierdeți jocul acesta, împărțiți-vă banii aici, vreau să văd cum vă împărțiți banii, nu mai vreau niciun ban. Eram foarte deranjat, eram supărat, era viața mea în joc, era cariera mea totuși. Retrogradai cu Scorniceștiul, unde, domne, unde aveai putere, aveai asta, retrogradești, erai nimeni în lumea fotbalului. Iar eu, asta mi-era meseria, eu eram antrenor de fotbal, dar eu antrenasem vreodată echipă, eu am fost mai conducător. Și ei, bine, domne, ieșiți afară de aici. Au luat banii și au împărțit banii și au ieșit. Domnilor, n-ați văzut așa ceva, este o istorie a acestui meci. S-a jucat 100% corect. Nimeni n-a putut să creadă că acest meci a fost corect. Craiova a avut 11 metri la 1-0 pentru noi. S-a dat Cămătarul vreo 10 pași în spate și când i-a dat una peste poartă, la vreun metru, așa, lumea l-a huiduit, l-a înjurat, crezând că este meci blătuit. Când mai erau vreo 15 minute așa, au început să fugă după băncile Craiovei, deci unde erau conducătorii, către mine. Domnul Neamitică, dă-ne, unde e geanta cu bani? Și am spus, băi, geanta cu bani, am luat-o eu, mă. Deci, nu vă mai dau vouă. Dați comandă voi la echipa voastră să ne bată dacă mai poate. Doamne, că ești un escroc, că ești de... Dar de ce sunteți escroc? Sunteți escroc, că am fost corect, v-am rugat cu banii, nu i-ați luat. Și acum de ce? Tot eu sunt escroc, că nu vreau să vă dau banii. Păi voi vreți să-i furați acești bani. De ce să nu ia jucătorii mei? Dar asta se întâmpla în timpul meciului, domnule, pe banca de rezervă unde stam eu. Fuge și la tineri repede la bancă. Te rog să-mi dai banii. Ce bani, tineri? Care mi-ai promis? Păi băi, ne-ai tinere, dar de ce nu i-ai luat? Nici la pauză n-am venit cu ei și m-ai dat cu echipa afară, m-ați îmbrâncit din vestiar. Dar, dumne, dar de unde am știut eu că ai umblat și la jucătorii mei? La care jucători am umblat, tinere? Că jucătorii au vrut să ia banii toți, să-i împartă, făceați meciul. Acum te bat. Culmea este că minutul 88-89, de la vreo 35 de metri, i-a tras una Irimescu, mingea în vincul 1-1. Noi cu acest meci în nul de la Craiova puteam să nu mai jucăm cele două etape, că eram salvați de retrogradare. Și să vă spun acum și un meci aranjat. Deci să nu credeți că am fost numai uși de biserică, așa. Dom'le, ne cheamă, ne alică și ne spune, băi, Dragomire, trebuie să dăm jocul la Târgu Mureș. Dom'le, un joc n-a fost blătuit.
rețineți ce vă spun acum, un joc n-a fost bătuit decât la promovare din divizia B în divizia A, a fost meciul cu autobuzul, dar restul toată lumea ne-a spus, meciul de la Ploiești, când i-am bătut pe Ploiești cu 1-0, de-a dat șoarece gol, de ne-a aruncat pisica în plasa porții, de-am fost râsul lumii în prezență la 30.000 de oameni, de erau mai multe sticle după meci în stadion decât am văzut vreodată, era un covor de 2-3 straturi de sticle, domnule, cât au aruncat și n-am ieșit decât după 4 ore din stadion să ne omoare și altceva nimic la Ploiești, crezând că am blăpit arbitrii sau asta, dar a fost un meci corect, putea Ploieștiul să ne dea 5-6-0, domnilor, incredibil! A fost un arbitru, unul Blaciotti de la Constanța, săracul care nu-l văzusem în viața mea, domnule, dar promovase și el la divizia B atunci. A arbitrat senzațional de corect, dar cu tendință pentru Ploiești, așa cum se dau gazdă lor, știi? Nu, domnule, s-a întâmplat să fie o nenorocire, să batem noi, domnule. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Ei crezând că ne dau 5-6-0. A fost meci corect. Dar asta cu Târgu Mureș, și să vă spun dumneavoastră, ne cheamă Nalica și ne spune, domne, trebuie să dăm jocul la Târgu Mureș. E regiune autonomă, vechea regiune autonomă maghiară. Ăștia sunt contra lui Ceaușescu, sunt cu tare. Eu am spus, ce mă, băie, Dumnezeu, să-mi dea și mie ceva loc. Vede și vă, băi, te dau afară, dă-te, mă, atașeți, să mă iertați. Asta. Eu spun, băi, Nealică, cum să dăm, domne, ăsta? Băi, te duci, că altfel te distrug. Bun, da, să-mi dați și mie ceva. Lasă că-ți dau eu ție. Du-te. Ne trimite cu echipa la Târgu Mureș. La Târgu Mureș mă primește primul secretar. Cu secretariatul tot, cu ăsta, mă duce la o masă pe mine, pe capitanul de echipă și pe Anescu, pe antrenor. Dom'le, ce va ieși din comun? Și la masă îi spune, dom'le, e rezolvat totul pentru mine. Adică ce să fie? Eu am început să fac pe prostul. Cum, dom'le, ce să fie? Păi, n-am aranjat? N-am aranjat nimic. Ce aranjament este? Păi am vorbit, domnule, am vorbit la Comitetul Central, este, știe tovarășul Bobu, știe Postenicul, știe Nealică, știe toată lumea, domnule. Știe primul secretar de la Slatină, ce e asta? Nu știe, domnule, eu nu știu, nu mi-a spus nimeni nimic. Cine spune asta? Eu spunem, primului secretar la masă cu tot secretariatul Comitetului Județean de Partid Mureș. Domnule, să stiu, domnule, vorbiți, vreți mâna pe telefon, domnule, vorbiți la sconicie, spune mâna pe telefon, Nealică avea guvernamental acasă. Și spune, era frică, tovarășul Bărbulescu, știți, discutasem noi la tovarășul Bobu și știți că și tovarășul Postenicu, ce mai vrei, bă? Eu l-auzeam că îi spune asta, ce mai vrei, bă, n-auzi? Ce vrei tu să spun eu ție acum prin telefon? Nu l-ai pe Dragomir acolo? Păi, dar tovarășul Dragomir zice că i-ai spus dumneata, nu știu, dă-mi-l la telefon! Ce, bă, tâmpitule, ce vrei tu să... Am înțeles, Nelica, am înțeles, domne. Deci, ce decid eu, aia este. Da, mă, da, sigur, el, săracul, știa ce am vorbit eu cu el. Înțeleg? Ăsta, când a auzit că ce decid eu, l-am văzut, săracul, prim secretar de județ, calbește, domne, să-i vină rău la masă acum. Și a schimbat, tovarășul, dragul meu. Domne, ce vrei dumneata? Domne, ai vreo pretenție, ceva? Că văd că de dumneata depinde. A, păi mai merge așa, tovarășul, prim secretar. Păi, se poate. Stați de vorbă cu mine. Uite, eu aș vrea să mi-l dați pe Bozeșan. Îmi dați dezlegarea lui Bozeșan, dați o primă la echipă mare și plătiți toată cazarea, masa, tot pe aici. Tu mi-ai dat, știe tovarășul Bărbulescu de treburile astea? Cum să nu știe tovarășul Bărbulescu, dumneavoastră? De ce? Bărbulescu trebuie să spună dumneavoastră tot ce știm noi. Asta e un secret al nostru acolo, este o strategie pusă la punct. Altfel noi vă batem mâine aici. O să era nenorocit, îți dai seama ce frică avea, l-am văzut. Săracul, domne, dar am stabilit la Comitetul Central. Ce să stabilești dumneavoastră? Nu știi că la fotbal stabilesc că e după terenul ăsta. Îi cheamă pe ăștia din conducerea lui Asa Târgu Mureș și îmi dă imediat dezlegarea lui Bozeșan. Au plătit toate cazările, toată treaba asta. Ne-au bătut Târgu Mureșul. Deci a fost și un meci aranjat, dar din sarcină.
acesta. Că eu am dat-o primă la echipă datorită prostiei celor de la Târgu Mureș, asta este altceva. De Bozeșan n-am putut să beneficiem că a venit Nicu Ceaușescu și ne-a luat cu forța și era să mă dea afară și de la Sconicești pentru treaba asta. Domnilor, dar am văzut întreg Târgu Mureșul, 10.000 de oameni pe străzi strigând Ceaușescu, Ceaușescu după meciul ăsta. Deci a fost un joc politic dat. Și nu eu am fost cel ce am influențat această treabă. Eu am influențat, în schimb, primele jucătorilor de care, la care eu eram șef. A stat deci la Scornicești 3 ani de zile, ați lăsat echipa în prima divizie a țării și ați reușit să plecați fără o tinichea de coadă. Așa este. Sunt printre puținii care am plecat din Scornicești fără tinichea de coadă, dar trebuia să mă întrebați cum am ajuns la Scornicești. Și de ce? Domnilor, știți de ce m-am dus eu la Scornicești? Ca să mă facă membru de partid. Domnule, nu mi-e rușine să spun asta, pentru că așa era epoca atunci. Nu erai membru de partid, nu mai putea să-ți dea funcții de conducere. Iar eu m-am învățat să-mi pun funcții de conducere, să trăiesc bine, domnule. Și m-am dus, asta a fost prima condiție, n-am vrut bani, n-am vrut nimic bani, îmi făceam eu. Am vrut să mă facă membru de partid, iar după ce m-a făcut membru de partid la Scornicești, mă dădeam așa rotund, domnule, că aveam putere. Toată lumea fuge să spună că a fost membru de partid. Eu am fost făcut târziu membru de partid, că am vrut, ca să trăiesc bine. Nu pentru altceva. Deci, cam ăsta a fost în câteva tușe episodul Viitorul Scornicești. Următorul episod, Steagul Roșu Brașov ca o trecere spre Victoria București. Serialul Exploziv al Areneas, un serial susținut de Dumitru Dragomir. Domnule Dumitru Dragomir, am ajuns la, spuneam noi, o dată cu încheierea precedentului episod, cel mai spumos moment al vieții noastre de conducător de cluburi de fotbal, Victoria București, unde, de voie de nevoie, vrând nevrând, ați venit în vara lui 1987. Și după ce la Scornicești ați fost făcut membru de partid, iată că, fără o zi de armată, la Victoria, București, în 1987, a fost făcut și gradat. Ce grad vi s-a dat? Capitan. Gradul de capitan, funcția de colonel plin. Tare. Tare. Tare pentru că eram comandantul unei unități militare cu profil sportiv, dar toți sportivii miliției române, să zic așa, erau plătiți și ștatele le semneam eu, deci toți treceau pe la mine. Dar să începem cu începutul. Prima dată m-au dus la Nuță. Băi, ești în stare să faci o echipă de cupe europene? Nu să iei campionatul, nu vreau niciodată să iei campionat. Să ia Steaua și Dinamo, deci nu Dinamo și Steaua. Rețineți, să ia Steaua și Dinamo campionatul. Dar noi să fim pe 3, pe 4, să participăm în cupele europene. Dar, domnule general, eu cred că sunt în stare. Atenție, să nu faci abuzuri. Să nu te iei după Marin, Marin era Marin Bărbulescu, să nu te iei după tovarășul, nici nu-i pomenea numele lui Postelnicu. Să nu te iei după nimeni. Eu spun ție acum să nu faci niciun abuz. La care eu am rămas pe păi atunci de ce m-ați mai adus pe mine? Păi ce, tu crezi că te-am adus să faci abuzuri? Abuzurile le facem noi dacă vrei. No, noi vrem să ne spui ce trebuie făcut aici. Bineînțeles că m-am ocupat și am adus câțiva jucători. M-am ocupat de creștere de juniori și copii la Victoria, ca dovadă că am ieșit campion național cu tineretul Victoriei, în dauna echipei Dinamo. Domnule Dragomir, cum s-a făcut echipa aia? Cum au venit jucătorii? Că mi-aduc aminte doar câteva nume acum. Coraș, Țâră, Fulga. Doamne, jucătorii s-aduceau ori pe schimb cu alți jucători. Păi de unde avea Victoria să dea la schimb au jucători? Au dat. În permanență s-au dat jucători la schimb. Ori le făceau alte avantaje, sau, domnule, să știți că jucătorii mai erau dați și de frică, domnule. Fără să fie vreun abuz sau ceva. De asta spun eu, toată lumea, când auzea de Victoria, ca și de Scornicești, avea o frică nebună, dar noi nu făceam niciun abuz, domnule. Dacă cineva poate să spună că Victoria a făcut vreun abuz, exceptând, poate, meciurile aranjate cu Dinamo, în care
primeam ordin să le dăm jocul, ce dracului, parcă dumneavoastră nu știți. Sau ne spuneau să nu facem probleme lui Steaua. Vreau să vă spun că am mai făcut și unele, să zic așa, nereguli, dar puține în comparație cu ceea ce s-a vorbit. Foarte puține și o să vi le și spun și lucrurile bune și lucrurile. În țară, parcă eram femeie nu știu dacă ne-a aplaudat cineva vreodată. Cum aplaudau plutoanele acelea venite cu sarcină pe stadion? Da, asta numai la noi pe stadion, da. Dar în țară nu. Nu ne aplaudau nimeni. Aici ne aplaudau, veneau de la școala de subofițeri și ofițeri și într-adevăr ne aplaudau, dar puțin, altfel nu. În cupele europene, într-adevăr, noi românii ne unim la greu. Absolut toată lumea ne-a aplaudat. Cum a fost cu acei jucători cărora li s-a schimbat chiar numele? De ce se întâmplă acest fenomen? Domnule... Dan Daniel cine era, de fapt? Secheli. Dan Daniel era Secheli. Și l-am întrebat ce nume doresc să spun. Și spun al bunicului meu. Păi cum îl chema? Dan Daniel. Dar de ce trebuia să-i se schimbe numele? Cui nu-i suna bine un nume mai... Asta era un moft al lui Postelnicu, să știți. Un moft al lui și al lui Neamarin Bărbulescu, cred. Ce avantaje le oferează la fotbaliști când veneau la Victoria? Pentru că e clar, am înțeles că veneau în primul rând... Da, în primul rând le se dădeau grade. Niște condiții mai bune. Se dădeau grade. Toți erau făcuți imediat plutonier majori, alții care aveau liceu, făceau locotenenți, mai sunt și astăzi, au ajuns maiori în poliție, care își fac bine datoria. Li se dădeau casă, nu la toți, să știți. Cei ce se stabilau în București și aveau vechime la Victoria, li se dădeau și case. Dar părerea mea este că cel mai mult câștigau din deplasările din străinătate. Și trebuie să se știe că toată lumea ne-a dușmănit din cauza asta. Dom'le, deci ce aduceați? Ce se aducea din deplasări? Sigur că da. Dom'le, fotbaliști fără vamă, fără control? Da. Ce, credeți că Steaua a plătit vreodată vamă? Sau vreo echipă din țara asta? Numai că de ei nu vorbea presa. Numai că de ei nu auzeau nimeni, pentru că nu se făcea cu cancan toată chestia asta. Ce aduceam? Video, playere, casete, video. Acum cine, Dumnezeu, dacă se găsesc în țară, mai vine cineva cu așa ceva de afară? Nu mai vine nimeni. Deci noi, din dorința de a avea și noi în casă și a ridica nivelul de trai, aduceam. Dar, dom'le, nu eram hoți, nu furam, nu făceam nereguli. Luam pe banii noștri, nu luam pe alți bani aceste obiecte. Un alt capitol despre care s-a vorbit foarte mult și se pare nu fără temei, este cel al fluierașilor de casă pe care avea Victoria. De acord. Și cred că aveți dreptate. Erau câțiva arbitri care mai știau de frica miliției, dar niciodată n-au fost șantajați sau să li se dea ceva. Nu. Dar am convingerea că de la serviciul economic al IGP-ului se mai da câte un telefon așa și spuneau, alo, măi, de exemplu, n-aș vrea să-l jignesc, dar mi este și prieten, de exemplu, măi, Cristian Teodorescu, ai grijă cum fluieri, cu toate că acest Cristian Teodorescu n-a avantajat niciodată Victoria. Dar aș putea să vă spun de un arbitraj sub orice critică. Victoria n-a dat bani niciodată la arbitrii sau ceva, numai că de frică arbitrii ne ajutau. La un meci cu Universitatea Craiova, unde am fost penibil, domnul Stoica, un arbitru din Iași, nu-i mai dau numele pentru că este... Pe propriul stadion. Da, pe stadionul Victoria. Știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat, domnule, un arbitru care pur și simplu ne-a făcut de râs. Faulta Craiova? Dau pentru noi, faultau ai noștri, dar tot pentru noi, totul contra Craiovei. Dom'le, o singură dată a scăpat Craiova, a driblat pe toată lumea și a dat gol, 1-0. Ne-au dat 11 metri, l-am ratat. Ne-au dat, cred că, cel puțin 6-7 poziții de opse, ne-a lăsat singur cu portarul, n-am marcat. Lovituri de la 16 metri, n-am marcat. La un moment dat, eu am fost cel ce am strigat la el, băi, tâmpitule, lasă-ne să luăm bătaie, că ne-am curățat. Sigur este că atâta de servicii ne-a adus acel meci. De
n-am putut să ducem rușinea nici după ce s-a desfințat echipa. Domnule Dragomir, ați trăit deci aproape 3 ani de zile în preajma acestor personaje ale puterei, ale forței politice în România, care au o anumită faimă, Marin Bărbulescu, Nuță, Postelnicu. Acum, privind după atâta timp, de ce credeți că s-au băgat ei în fotbal? I-a pus cineva, a fost o ambiție a lor, un orgoliu al lor de a demonstra ca o forță și în acest domeniu? Vreau să vă spun că Bărbulescu și Nuță, din dragoste pentru fotbal, au făcut. Păi, convingerea mea este că lui Bărbulescu putea să-și vândă și casa pentru fotbal. Și am convingerea fermă că a fost arestat degeaba. Iar eu am fost arestat datorită lui. O să ajungem și acolo. Da, deocată să nu ajungem la acest moment în care s-a încheiat aventura victoriei. Domnul Stoica, au făcut-o din dragoste, să știți. Sigur! Sigur din dragoste. Nu erau niște jucării ale orgoliului lor de oameni puternici într-o țară ca a noastră în acei ani? Doamne, ce jucării? Postelnicu era cu Moreni, am înțeles, la un moment dat. Da, Postelnicu era cu Moreni, Nuță era cu Victoria și toată securitatea cu Dinamo. Doamne, Dinamo a fost beneficiara, să știți, la tot ceea ce s-a întâmplat. Restul eram pe pinierele lui Dinamo, și noi și Moreni. Dinamo, dacă vrea să le ia pe Augustin, l-au luat imediat. Adică noi nu aveam niciun cuvânt de spus. În ce măsură ierarhiile stabilite în acele campionate, credeți acum, după atâția ani, că au fost reale? Ținând cont de toate jocurile de culise care se făceau atunci, spunea cineva, parcă erau puse pe un computer, la timpul cine respectiv, cui trebuie să dea puncte, cine de la cine trebuie să ia puncte. Domnule, atâta timp cât ai forță, cum au avut Steaua, au adunat cam ce au putut din țară și de asta au câștigat și Cupa Campionilor Europeni, care este singura, deocamdată, fală a fotbalului românesc. Dar echipa s-a făcut și cu 20-30% abuzuri. Așa și Dinamo. Așa și Victoria, să știți. Fără forță nu se poate, nu se putea face fotbal. Acum, fără bani, nu se poate face fotbal. Uitați-vă dumneavoastră, nici cu bani mai prea poți face fotbal. Dar să revenim la povestea noastră, o poveste agitată, acești aproape 3 ani petrecuți la Victoria, care s-au încheiat după decembrie 89, în 5 ianuarie, dacă eu am reținut bine data, 1990, când dumneavoastră și comandantul miliției capitalei, Marin Bărbulescu, a fost arestați. Pe data de 5 am fost destituiți din funcții. Victoria a fost desfințată oficial pe data de 5. Pe data de 7 m-a arestat un capitan, Mircea, care mi-era prieten și venise la mine în casă și știa ce am în casă. A venit și m-a arestat la Brașov. M-au închis într-un birou așa, fără nimic, cu un parchet pe jos, cu geamurile deschise. Era o iarnă cu zăpada de un metru. M-au adus la IGP, aici, la București, într-o mașină care știți dumneavoastră că e închisă, dar are sus deasupra pentru aerisire, pentru vara, să nu se sufoce deținuții. Și erau deschise. Doamne, eram într-un costum de haine, că nu mi-au dat nici palton pe mine, cu toate lucrurile în mașina aia acolo, claie peste grămadă, ce am putut să sufăr? Mă și gândesc cum Dumnezeu de-a mai trăit. M-au adus aici la Perahovei. Prima lună a fost înfiorătoare. A fost o, dacă așa au fost aresturile și pușcările comuniste, atunci groază a fost în țara asta. M-au băgat într-o carceră din asta cu geamurile sparte. Era zăpada și gheața în camera, deci în camera era gheața de 30 de centimetri. M-a ținut mai mult de 10 zile în acea carceră, fără, cu geamurile sparte, unde afară erau 20 de grade minus. Mă mir cum Dumnezeu am trăit. Marele meu noroc era că unul din paturi nu era ocupat. Și atunci luam salteaua, care era groasă, și o puneam pe mine noaptea. E, pe mine m-au acuzat că am făcut, că abuz în serviciu, că echipa a plecat în străinătate, în Cipru, și normal trebuia să, după acte, echipa trebuia să o aducă în România și din România să plec la Cairo.
Și eu am spus în felul următor, de ce să mai fac cheltuiala biletelor de avion să vin din Cipru în București? Plec din Cipru la Cairo și am schimbat biletele. Dom'le, eu eram un tip care mă descurcam extraordinar și știam bine meserie. Nu exista ceva să nu știu în problemele de contabilitate, în problemele de organizare. Eram după 20 de ani de muncă, domnule, ce treacu, și nebun dacă eram schizofrenic, tot prindeam ceva meserie. Da, păi că am învățat de frică această meserie, să nu dau de necazuri, vă dați seama. Eram acoperit cu acte, cu tot. Și nici, ca dovadă că m-au judecat toate instanțele judecătorești militare și toate m-au achitat nevinovat. Asta spune ceva. Dar a stat 7 luni de zile. Am stat 7 luni de zile și după 7 luni de... am stat o lună în plus pentru că mi-au furat bijuteriile din arest fără să știu, domnul. Văd că nu s-a luat nicio măsură până acum cu nimeni. Vreau să vă spun că m-au pus în libertate și m-am judecat după aceea. 2 ani de zile a ținut procesul. După ce m-a achitat prima instanță militară, au făcut procuratura militară recurs la Tribunalul Suprem, m-am judecat și la Tribunalul Suprem, m-am judecat la toate instanțele judecătorești militare, posibile și imposibile, toate, absolut toate, m-au găsit nevinovat cu verdictul recuperarea tuturor drepturilor materiale și morale. Morale nu am înțeles, adică și mi s-a spus să-i dau un judecat. Eu mă apuc eu acum să-i dau un judecat. Și să câștig câteva mii de lei care mi-a... altfel, ce să, pe cine să... Toți au ieșit la pensie. Nu mai e niciunul în funcție. Aduc aminte că se scria în presă la acea vreme că la noastră acasă s-au găsit kilograme de bijuterii, metri și metri de piele și alte lucruri noastre. Așa de bogat erați? Domnul Stoica, eu am fost un om nu bogat. Am fost un om chibzuit în viața mea. Pe unde am fost prin străinătate, eu mi-am adus lucruri frumoase și astea. Și mi-am dat seama că cel mai bine în casă să nu ții nimic. Ori ți-l ia poliția, ori ți-l iau hoții. Dar asta acum, după ce am fost arestat. Ce m-a mâhnit cel mai mult când într-o revistă a poliției române, eu am fost totuși polițist, domnule, milițian. Ei mă discreditau pe mine, că eram omul lor. Domnule, au dat, ce am citit, că eu, mi le aduceau revistele, mi le aduceau în arestul poliției. Citeam că am avut 700 de metri de piele de șarpe. Domnule, toată populația României nu au 300 de metri de șarpe, domnule. Dacă pui cap la cap, eu să fi avut în casă 700 de metri pătrați de șarpe, domnule. Ați mai pomenit așa ceva? Trebuie să fie un depozit. Nu, domnule, ăla care scrie este un om nebun, domnule, care putea să scrie treaba asta. Dar a alimentat de la arestul de la Rahova. Altfel, cum Dumnezeu? Că am avut nu știu câte zeci de video, nu știu câte televizoare, nu știu câte mii de chile de cafea. Domnule, într-adevăr, a găsit nevestimii o piele de șarpe. O fi găsit, să zic așa, 200-300 de grame sau 100-150 de grame de bijuterii. Eu am văzut toată planeta asta, domnule, pe unde am ieșit de peste 80 de ori în străinătate. Păi face socoterea, dacă aduceam nevestimii cât un cadou, tot se strângeau 80 de cadouri. Că eu mi-am iubit familia și asta a fost selul vieții mele, să aduc la copii și la nevastă. N-am făcut altceva. Haideți să încheiem acest serial spunându-ne ce faceți acum. Eu am spus la început că sunteți un om bogat, un om influent, un om cu o deosebită forță financiară. Și cum ați ajuns la acest statut? Domnule, v-am spus și o repet. În afara faptului că am muncit de mic, de când mă știu, de când m-am născut, am fugit de muncă grea de acasă, am dat-o peste muncă, muncesc și acum, pentru că am peste 300 de oameni care le dau salariile lunar. Nu știu dacă mă bucur de această bogăție care dumneavoastră spuneți că o am. Aș sintetiza prin faptul că nu-mi lipsește nimic, dar un om bogat nu sunt. Vreau să vă spun că eu eram în proces cu tribunalul militar și îmi făceam societăți comerciale. Toată lumea credea că sunt nebun, inclusiv nevasta mea. Dar având credința că am fost nevinovat și având credința că pot mai mult și
Sunt un tip de scurcăreț, domnul Stoică. Eu sunt un om care fac lucruri mari, domnule. Și eu am făcut lucruri mari datorită încrederii oamenilor care au avut în mine. După ce am făcut aceste societăți comerciale, am avut și oameni care m-au ajutat. Că nu pot să... Domnule, eu sunt singurul dintre cei ce am reușit care n-am împrumuturi bancare. Am avut împrumuturi, dar împrumuturi de la prieteni. Și eu nu pot să spun, cum a spus prietenul meu Viorel Cataramă, că a plecat cu 100 de lei. Nu, eu am făcut împrumuturi de la oameni care mi-au fost prieteni adevărați, și străini, și români, și am început, ce am început, am realizat cu succes. Acest Sportul Românesc este un ziar care o spun cu mândrie, domnul Stoica, e ca și un copil al meu și este o reușită a presei românești. Afară de asta, tocmai m-am băgat în toate afacerile care am crezut eu că scot ceva bani. După aceea, am făcut aceste galerii de artă, pentru că, v-am spus, în afară de familie, eu am avut două plăceri în viață, sportul și arta. Eu am avut un nume pe timpul comuniștilor, o parte m-au făcut hoți, o parte m-au făcut isteți, o parte m-au făcut deștept, dar toată lumea... Și acum e cam la fel. Doamne, și acum cam la fel, dar toată lumea, cei ce m-au cunoscut, n-au putut să-mi reproșeze nimic, domnule. Vedeți dumneavoastră, întrebați pe oricine, pot reproșa lui Dragomir ceva, că a făcut Dragomir rău la cineva? Am ajutat atâta lume, le-am dat case cât am avut posibilitatea, butelii, televizoare, aprobări de mașini și așa mai departe. Am avut posibilitatea atunci. Acum, lupt pentru salarii mai bune aici. Lupt să am și eu, să las ceva în urma mea. Pentru că fără asta n-ai pentru ce să trăiești. Toată lumea zice, a, dă-l mă, s-a descurcat. Să-mi iertați expresia cu... m-am descurcat, m-am descurcat muncind. Și am avut o familie care m-a înțeles. Domnule Dumitru Dragomir, noi nu vrem decât să vă mulțumim pentru că, dincolo de calitățile pe care, direct sau indirect, vi le-ați afirmat de-a lungul acestui episod și de-a lungul întregului serial, a mai reușit unul. Sunteți un om curajos, un om cu personalitate, pentru că sunteți primul care ați cutezat să ridicați cortina după lucruri care erau vorbite într-un anumit fel, dar nimeni dintre cei care le-au trăit și poate au contribuit ca ele să fie așa, n-a avut curajul să le dezvăluie. Reporterul n-a fost un judecător, n-a fost un anchetator, v-a ascultat, v-a fost poate doar ghid în unele momente spre subiectele pe care și el le auzise la anii respectivi și crede că erau de interes pentru telespectatori. Lăsăm pe alții să ne judece, lăsăm pe oamenii care au puterea să o facă, noi doar încă o dată vă mulțumim. Domnul Stoica, eu am rugămintea să nu mulțumiți până nu-mi puneți o întrebare. Puneți-vă singur. Ce faci pentru fotbalul românesc care a fost ca și viața ta? Pentru că eu sunt vicepreședintele fotbalului profesionist român. Eu o spun cu mândrie asta. Și vreau să o spun la urmă acum, pentru că toată viața mea am luptat pentru această meserie și pentru această dragoste a multor oameni din țara noastră. Și vreau să vă spun așa, domnul Stoica, că eu sunt printre puțini oameni care vreau ca fotbalul românesc, printre puțini oameni care mă pricep la fotbal, care vreau ca fotbalul românesc să prospere.